Înainte și în timpul anilor 50, descoperise India, citea, practica exerciții yoga, așa cum se putea la epoca respectivă. Deci, tot în perioada aceea de Sibiu minunat, al treilea ochi a deschis ochii și mie, am descoperit pe Dalai Lama și o triadă de trei premii Nobel, Dalai Lama, Maica Tereza și cu Kipling, care au fost unul din cele trei argumente care m-au dus în India. Deci am plecat în India pentru că am prieteni minunați care m-au invitat, pentru că au descoperit un om minunat care asta face, trăiește pentru spiritualitatea indiană. Și Lucian mi-a făcut posibil visul de a ajunge aici. Dalai Lama a ținut pentru Asia de Sud-Est, pentru Taiwan în principal și pentru Malaezia, unui grup de peste 20.000 de oameni, teaching. Superb. Nu trebuie să crezi în ceva, nu trebuie să schimbi religia, e doar spiritualitate. De aceea, Kipling, minunatul Kipling, Cărțile Junglei, Kim, primele două, trei zile în India am trăit din plin atmosfera din Kim. Este descrierea superbă, o făceam în sens invers, de la sud la nord, el descrie drumul lui Kim de la nord la sud, superb, eucalipții, parcă erau, îi văzusem deja, deja vi era ceva ce mi-aparținea. Și am luat la această hartă pentru că el a stat mult în Lahore, s-a născut la Bombay și aici, la Simia, nu foarte departe de Dharamshala, și-a petrecut o bună parte din timp. Maica Tereza. Argumente multe de suflet și o experiență personală fabuloasă. Timp de 7 ani am avut privilegiu, onoarea, să pot să lucrez alături de Dumnezeu. Dar, ca să ne folosim și jumătatea dreaptă și jumătatea stângă a creierului, care au atribute specifice, nu chiar așa de fixe cum sunt desenate aici, dar în orice caz, ar trebui să ajungă de la urechea la dreapta, la stânga, să traverseze prin corpul calos orice minte. E o problemă aici? Este. Este o mare problemă. Pentru că dreptul la cunoaștere și dreptul la recunoaștere, simele, ne apropie de ziua drepturilor omului, în care ar trebui să ne gândim, în primul rând, la noi înșine. Am pus această imagine, punctul pe formă. Dar forma are o structură și o funcție. Trebuie să privim înăuntru. Dincolo de aparențe, sunt lucruri care, dacă le înțelegem, și este de datoria fiecăruia. Știți ce spunea Dalai Lama? Budismul general, dar Dalai Lama a format foarte frumos și dublat de expresia feței lui și al corpului, era extraordinar, că cele trei otrăvuri ale ființei umane sunt 1. Ignoranța, 2. Furia și a treilea ura. Ignoranța e un motiv. Dar noi, astăzi, trăim, am intrat într-o epocă care seamănă foarte tare cu renașterea. Se întâmplă ceva, s-a acumulat atât de mult, încât trebuie să reașezăm, am intrat în altă epocă. Trebuie să reașezăm și pentru asta trebuie să ne uităm foarte bine în jurul nostru. Am pus această imagine pentru că biomimetica și paralela între viu non-uman și viul uman are în cei de dinaintea noastră, pe scara dezvoltării biologice, niște valori care ne permit să înțelegem cum funcționăm noi. Și o să vedeți și noi și copiii noștri în momentul în care înțelegem
cât de minunat suntem, ce bogați suntem la naștere, venim cu un potențial fabulos. M-am pus această cadere insectă pentru că lăcusta a fost cea care a dat soluția unui experiment științific care a devenit teorie fabuloasă. Cum intră frica în insectă, în creierul unei ființe. Englezoaica respectivă, încăpățânată și bravo ei, a reușit să dovedească că nu era nici culoarea, nici numărul, nici forma obiectelor care încercau să intre în câmpul vizual, ci mărirea unui obiect în câmpul vizual. Schimbarea bruscă. Un eveniment cu care nu se mai întâlnise până atunci. De ce? Fac o mică buclă să explic. Cei care se ocupă de zborul obiectelor, și asta este bucuria de a lucra într-un program de cercetare cu pentru stația spațială, ROSA, ESA, NASA, unde dirijarea automată a zborului avea nevoie de niște argumente. Și ea a reușit să demonstreze că roboții sau dronele pot să-și corecteze zborul dacă se adoptă acest sistem folosit de lăcuste. Trăim în timp real. Astăzi, tehnologia, cunoașterea, comunicațiile, dezvoltarea economică, ne-au adus în situația în care, în timp real, putem vedea la nivel global deplasarea flotei de avioane. Aici aveți un întâmplare, am luat un avion care zbura și care puteți vedea parametrii de zbor. Aici este un 3D, de fapt, nu se vede din cauza luminii. Poți să vezi imaginea pe care ar trebui să o vadă pilotul din cabină în timpul zborului. Global. Ne pregătim pentru alte. Am intrat în altă epocă. Dacă nu ne facem și metode de a ne adapta la această nouă realitate, ne despărțim de realitate. Au mai fost extinții. La diverse grade de magnitudine, îți dă tipul de avion tot ce vrei. Vezi cum se mișcă în aeroport simultan cele patru vapoare la Doha, unde am avut etapa intermediară de a ajunge la New Delhi. Sau în Dubai, în același timp, erau 15 avioane pe pistă care se mișcau. Timp real. Fronturile de mase umede de aer care se mișcă la nivel global. IBM-ul a cumpărat cea mai mare companie de previziuni meteo de pe coasta de vest, pentru că controlul Big Data și interpretarea de Big Data este foarte aproape de ceea ce deja practică meteorologii. În fața acestei lucru care interesează pe toată lumea, eu, un individ, o entitate din cei 1,6-7, cât suntem un profesor, astăzi pe Terra, mii de alte. Dar 1,5. Eu am aici, aveți în fața dumneavoastră, înregistrat, fără să fac niciun efort, toate etapele acestei veri, acestui an, în care m-am dus la Kyoto, am fost în Japonia, poate odată să pot să vă spun că de atâta frumusețe, într-un parc din Kyoto, m-am rugat la Dumnezeu să suport atâta frumusețe. La Dharamsala, între 5 și 11, îți spune pe minute cât ai stat în locația unde era tableta. Tableta îți dă tracking-ul. Sau la Târgu Mureș, unde am avut plăcerea să asist la aniversarea 25 de ani de la Smurt. Îți dă timeline-ul, vedeți? Aici era hotelul și am făcut o deplasare pe care o înregistrează perfect și ți-o dă de la hotel la piața cea mare din automat. Acasă mărturisește că am stat 21 de ore și 43 de ore. În această lume
în această lume, unde ne aparține, nu ne aparținem, la modul cel mai pozitiv posibil vorbind, trebuie să discutăm de o nouă realitate, unde cunoașterea, tehnologia, accelerarea vieții economice și sociale, creșterea populației, globalizarea, alături de sărăcie, insuficiența resurselor și crizele instituționale a tuturor felurilor de instituții, ne pun problema că trebuie să ne creăm un alt joc. Alt joc, de fapt, i-am zis, un New Max este un alt mod de a exista, acel alt model existențial, nu stil de viață. Pentru asta ne trebuie reguli noi, pentru asta ne trebuie instituții noi, pe care trebuie să le construiască unul noi, cei care vin de după noi. Sănătatea altfel privită și pusă, educația, unde reziliența la această dramatică schimbare care depășește capacitatea omului contemporan. Dovada aveți în fața ochilor cum cei care trebuie să ia decizii strategice, vitale sau mortale pentru națiuni, fac bâlbe și greșeli îngrozitoare. Spiritualitatea, care este o dimensiune a oricărui individ, a oricărui timp trecut, prezent sau viitor. De aceea a fost încă unul din motivele pentru care drumul s-a deschis spre India. Implicarea personală și satisfacția. Până acum nu s-a discutat, dar în viitor se va discuta. Deci ne trebuie un nou model existențial. Și de ce vin? S-a întâmplat ceva cu bani. De ce vin și vă spun? Pentru că la ora actuală avem șansa ca prin România să treacă un meridian de foc. De fapt, e un fus orar de foc. Fusul nostru orar întâlnește evenimente, tensiuni și resurse care nu le-am avut până acum. S-au bătut imperiile peste noi, cele trei. S-au mai adăugat două. Nord-Atlanticul și cu Uniunea Europeană. Trebuie să ne agățăm de geografia și de istoria acestei țări, altfel îl ștergi. Acum suntem aproape. Trebuie să topim curcubeul. Așa ne văd, în orice caz, trebuie să vedem bine. S-a ajuns la femtofotografie, instrumentele tehnice care ne oferă altă șansă și de aceea grupul de oameni, din ce în ce mai mare, o masă critică de oameni care nu mai vor să aștepte și vor să ne îndrepte spre altceva. Acest progres tehnologic, imaginea, pledoaria de astăzi și alte, multe altele, fac posibilă să obținem o metodologie de a transmite cunoaștere și de a schimba comportamente care să producă schimbarea mai repede și în sensul dorit de toată lumea. S-a ajuns la biocameră în urma acestei, tot indiane. Biocameră care va vedea în structurile materiale fără să fie destructive. Vin și vă propun să studiați, să gândiți sau să folosiți acest model de 3D și de hiperdefiniție care vă va permite să comunicați conceptual, nu prin idei, nu prin cuvinte, nu prin scris, ci prin concepte care pot să aibă o formă grafică, care pot fi vizualizate, care pot fi proiectate, care pot fi colorate, care pot fi deveni sonore pentru a crea sentimente și cunoaștere. În structura percepției umane, și de aici revin la ideea percepției polisenzoriale, este suprafața plană, ieșirea din plan, culoarea, succesiunea și poziția. Toate aceste elemente, și mai sunt încă multe, dungile și așa mai departe, locuiesc în același timp o anumită zonă din creier,
a celor care privim această imagine și care creează o recrutare de activități cerebrale care se depozitează în proteine mult mai ușor decât o simplă transmitere de informație doar logică. Grafica vizuală are efecte și efecte. Prea mult, prea tare, tot ceea ce se depărtează de mediană sau de mijlocul triunghiului echilateral ne duce la dezechilibru. Neuroplasticitatea este fabuloasă. Învățarea și neuroplasticitatea, vizualizând mișcările mentale, în timpul unui exercițiu lansat într-un cadrul unui studiu, crește performanța cu 35%. Stăteam mai zilele trecute de vorbă cu Pierre de Hillerin, a fost directorul Centrului de Medicină Sportivă și spunea că baronul, de pe vremea când făceam sport de performanță, din anii 60, o geniu în materie de pedagogie și de asal conceperii mișcării și corectării mișcării, avea metoda de a reface stereotipul dinamic al unui sportiv, descompunându-i și atrăgându-i atenția de la modelul lui care a fost impus. Pentru noi, ca fiecare individ sau și colectivitate, avem nevoie de un plan de viață. Venim în viață, ne aduce barza, fără manual de utilizare. Ne aduce barza, suntem părinți, total amatori, capitolul amatori periculoși, creștem cu devoțiune, cu emoții, nu totdeauna în direcția bună, copiii noștri, cu toată dragostea, dar în ignoranță. De aceea, acum există posibilitatea să construim, găsiți oriunde, nu mai trebuie să căutăm bine, ca aceste modalități de a planifica de astăzi să facem tot ceea ce